Dicioși, iubiții mei oșteni, războinicii mei, păi bă, sclavilor, că sunteți voi sclavi, ahalerelor, păi eu vă dau milioane de dolari pe lună și voi vă bate joc de mine? Dar mi-am bătut joc de mata, bre, de ce zici chestia asta, bre? Vreți să mergeți noi la stadion să ne antrenăm, bre? Ne așteaptă Neoli, ne bate de răsune apa în cap! Bănele, stai jos, că ne spun! Bănele, stai jos! Vrei să te antrenezi, păi vreau! Ia antrenează scăpățâna aia, ciocolatie, și dă o idee bună ceva! Cum să facem să creștem ratingul, audiența televiziunii? Tu nu vezi că Voiculescu și Dan Diaconescu ne-a depășit? Ia uite ce e acolo! Păi da, bre, am dat ideea de acum două săptămâni, nu mă ascultă nimeni, bre, ce dracu! Am spus să facem un studiu de fezabilitate, un studiu de piață, o schemă de marketing, să lucrăm dracului organizat odată! Bănele, ești o comoară la televiziunea omului! Știu! Și cum o să facem noi scheme de marketing? Cine o să ne facă nouă pe tablă, desene și pe asfalt? Păi m-am gândit, bre, și la chestia asta, că am capul mare și pot să mă gândesc, bre. Ia, liniște, liniște. Ia zi tu, Bănele, ia zi tu. Bine că faceți mișto de mine, bre. Păi m-am gândit la Cornel Dinu, bre, ăla de la Dinamo, că le împuie capul la aia și că le-am puia capul cu tot felul de filozofii, de vrăjeli, de scheme pe tablă și vor să-l dea afară, bre. Și ăsta ia 10.000 de dolari pe lună. Păi îl poți bata să-i dai 10.000 de dolari pe lună, bre, să-l iei la noi, să ne facă nouă schemele alea pe tablă. Ești praf țăndăr, hahalero, câine roșu în casa mea. Vreodată în viața vieților tale crezi că o să accept eu? Păi câine roșu am eu nevoie de televiziune? Păi nu-i de ajuns cât e la Dan Diaconescu câini și pisici toată ziua, bună ziua, ia? Domnule Becali, eu zic altceva. Eu zic să cumpărăm CNA-ul, astfel controlăm televiziunile, dăm amenzi în stânga și în dreapta și nu, nu! Asta era culmea, să mai dau și amendă. Uite ce o să facem. O să ne organizăm, să plecăm toți oamenii din televiziune, toți angajații, mergem pe teren, în blocuri, în case, ne dăm drept agenți CNA și facem pe oameni să se uite la noi, m-ați înțeles? Da, bre, dar aia care se uită deja la noi. Bună întrebare, îi felicităm, le dăm un pix, o felicitare, un sandwich, un dolar, ceva, m-ați înțeles? Întrebări? Păi nu se poate, domn Becali, așa ceva. Păi nu se poate așa ceva. Păi stați puțin, noi avem emisiuni de făcut, avem muncă de televiziune. Păi ce înseamnă asta, adică cum? Păi noi plecăm noaptea și venim dimineața și muncim și ăștia care stau și ratează meciurile și câștigă o cauță de bani, de ce să mergem noi? Să meargă fotbaliștii în frunte cu Bănel! Să meargă fotbaliștii în frunte cu Bănel! Să meargă fotbaliștii în frunte cu Bănel! Liniște! Să meargă fotbaliștii în frunte cu Bănel! 2 ore! La Cotroceni, președintele Traian Băsescu a organizat o conferință a găuzarilor. Cu alte cuvinte, o conferință de presă. Apă! Dragi ziariști, sunteți niște găozari, domnule. Găozarilor. Mai ales dumneata ala cu chelie ca a mea. De la ce ziarist, domnule? De la evenimentul zilei. Să-i transmis patronului dumitale că este un găozar, domnule. Hai, întrebări. Unde-i flota? E în p***a, mătii. Du-te să o cauți. Găozarule. Găozarule ce ești. Din momentul ăsta nu mai puneți întrebări. Am să vă spun eu de ce v-am chemat. Domnule președinte, iertați-mă. Cum vă permiteți să vorbiți cu jurnaliștii, cu presa în general în halul ăsta? Parcă sunteți birger. Uitați că presa, vezi, doamne, v-a pus unde sunteți? Presa m-a pus unde sunt, domnul Cristoiu. M-a pus poporul român, domnule. Poporul român m-a vrut președinte. Și dumneata ești un găozar, domnule. Nu, ești cel mai mare găozar, domnule. V-am chemat aici ca să vă spun că eu, Traian Băsescu, m-am decis să fiu cel mai pacifist președinte din istoria României, domnule. Am să mă împac cu toți dușmanii mei. Deci vă împăcați și cu domnul Tăricianu. Domnul Cristoiu, n-ați înțeles, domnule. Am să mă împac cu toți dușmanii, nu cu Tăricianu. Păi și Tăricianu ce în combinația asta? Tăricianu este cel mai mare găozar, domnule. Păi parcă eu eram. Ați căzut în ierarhie pe locul 2, domnul Cristoiu. Îmi pare rău, asta e, domnule. Am să mă împac întâi cu domnul Adrian Năstase, pentru că are impresia că este surghiunit și că umblăm de colo-colo ca năucii, domnule, să-l băgăm la pârnaie între noi, fie vorba, asta se numește schizofrenie în plăci, domnule. Domnule președinte, un bilețel de la domnul Stolojan. Da, mulțumesc, Sorine. Am primit un bilețel de la Stolojan. Dragă Traiane, adică eu, iartă-mă, dar nu pot ajunge diseară la șpriț, domnule. M-a tras curentul și am răcit. Am nasul înfundat și gâtul roșu. Sau invers. Cu drag și dor, Stolo.
E bolnăvior stol. Asta mi-aduce aminte de alegeri când l-am înlocuit. Mă rog. E bolnăvior stol. Uite, așa ne ducem toate genile politice din țara asta și mă nu vă pasă găuzarilor. Vă împăcați cu domnul Năstase? Așa cum am declarat anterior, am să mă împac cu domnul Năstase. Mr. President, you think that you are a good president? Găuzarule! Ești un găuzar! Domnule președinte, e ziarist la The Sun, domnule. Este ziarist englez? Da. Mulțumesc, domnul Cristoiu. Asshole! You're an asshole! Trainele. Iartă-mă, Elena, este presa aici, domnule. Domnul președinte, da. Semnează și mie hârtia asta. Ce e asta? Adeverință de venit. Și ce vrei să faci cu ea? Să cumpăr microunde. Ca să gătești și găină sau cocoș? Cocoș? Nu, dragă, sunt la ofertă. Auzi, Cristoiule, că sunt cumpăre cu microunde la ofertă. Nu vrei, domnule? Nu mă interesează că am un reșeu la Dan Diaconescu și ne facem treaba foarte bine, da, cu el. Da, hai că m-am săturat de muprele voastre. A! Încă ceva și poate cel mai important pe ordinea de zi, domnule. Găuzarilor!